Și avem un nou episod din podcast. Astăzi o să vorbim despre interviuri și cum te pregătești pentru un interviu. Dar până atunci avem din nou berea episodului. Nu știu exact câte episoade să mai ducă, dar până atunci putem să ne apucăm de ea. Tu ce bei pe geac astăzi? Tot bere. Tot bere. Tot care bere? Bă, una de asta fără no name. Am înțeles. Bine. Ok, hai să dăm drumul la interviuri. Bun, hai să dăm drumul. Avem aici o listă de idei, ceva chestii care le credem noi că ar trebui să fiecare să țină cont de ele, să se pregătească înainte de a începe interviurile. Și prima chestie, atunci când vrei să schimbi jobul și să te duci la un interviu, prima chestie care ar trebui să o revizuiești dacă cumva ai stat mai mult timp într-un job, gen un an, doi, este algoritmica. Adevărat. În primul rând, ca un sfat, nu vă duceți băuți la interviuri, că și asta contează. Așa. Sau depinde, dacă prindeți curaj, puteți să luați așa o cinzeacă. Da, mă, deci pentru chestia cu algoritmica, eu cred că e chiar necesară, pentru că nu cred că este o companie de IT care să nu îți dea un test tehnic sau neapărat test de făcut acasă, dar un interviu cu cineva. Clar, dacă ai bine relații. Băi, sincer să fiu, eu am mai fost la interviuri la care puneam doar întrebări teoretice și personal nu-mi plac genul ăla de interviuri. Așa că le prefer pe cele de algoritmi și hai să vedem cum te pregătești pe partea asta de algoritmi pentru un interviu. Bă, eu mă pregătesc făcând probleme. Adică, în primul rând, mai citesc că sunt întrebările alea de bază, o clasă abstractă versus o interfață, spunem diferențe și care asta cred că la 90% interviuri. Și sunt un set de întrebări pe care o să le întâlniți la fiecare interviu aproape. Dar pe partea de algoritmică folosesc tot felul de site-uri unde sunt probleme pe care trebuie să le rezolvi. Ultima dată am folosit Project Euler, am ajuns undeva pe la 18-a problemă, sunt câteva sute și cresc în intensitate și e destul de ok, dar mai sunt alte site-uri cum ar fi HackerRank, LeetCode și multe altele care au probleme de algoritmică pe structuri de date, le au pe categorii. Ok. Acum, mă rog, ca o mențiune, setul ăsta de întrebări standard la interviuri, într-adevăr, așa e, dar cumva depinde foarte mult de tehnologia pentru care aplici sau pe care lucrezi și mai departe. Zim de HackerRank, știu că acolo am mai dat și eu niște interviuri. Practic, e un IDE în browser, rezolvi o problemă și ea trebuie să treacă anumite teste setate de cel care a setat interviul. Zi-mi celelalte, te rog, că sincer să fiu, nu știu și... Ok. LeetCode este asemănător cu HackerRank, tot la fel faci o problemă și ai test case-uri și răspunsul sau rezolvarea, output-ul pe care îl dai tu prin rezolvarea problemei este trecut prin mai multe test case-uri. În schimb, Project Euler nu îți pune la dispoziție un IDE să-ți alegi tu limbajul, deci trebuie să folosești ceva local. Sunt diferite probleme și toate au un răspuns, un număr. Și tu trebuie să obții acel răspuns. Eu am făcut local problemele și mai apoi intri pe site, introduci acolo în răspunsul, dai validează și dacă este corect, ți se validează problema și treci la următoarea. Pentru că deci toate nu poți să dai ca la LotoProno să încerci așa mai multe numere? Nu prea poți, pentru că sunt întrebări destul de... De exemplu, o întrebare care mi-a luat o problemă un pic așa, era un grid cu două rânduri, două coloane
și mergând pe fiecare latură, doar în dreapta și în jos, aveai 6 paturi, să ajungi 6 căi, să ajungi din colțul din stânga sus în colțul din dreapta jos. Folosind doar la dreapta și în jos. Și întrebarea era câte paturi sunt necesare să le acoperi pe toate într-un grid de 20 pe 20. Mergând doar în dreapta și în jos. Și da, este, adică sunt întrebări de genul. Cumva e un singur răspuns corect și trebuie să afli răspunsul, să codezi, că altfel nu ai cum să-l faci. Adică chestii de să faci de cursivitate, cel mai scurt drum și adică cumva ating mai multe chestii de structuri de date. La început sunt probleme gen câte numere prime sunt în până la 1000 sau știi, adică din ce în ce mai greu. Am înțeles. Și ok, astea să zicem că nu prea ai cum să le păcălești testele astea, ceea ce din punctul meu de vedere e o chestie foarte bună, că na, practic arată dacă știi sau nu știi, ori alb, ori neagră. Dar să zicem că ești la un interviu și ai niște întrebări tehnice, al căror răspuns nu îl știi în acel moment. Ce faci în această probleme? Sau cum ai sfătui un om să trateze o situație de genul ăsta? Bă, aici eu fiind mai emotiv, cel puțin în primele interviuri până, nu știu, mă adaptez așa, de obicei, dacă nu știam la întrebările tehnice, aveam tendința de a mă pierde sau intram așa un pic, aveam emoții și din cauza emoțiilor automat mă afecta și la alte întrebări tehnice. Și la ultimele interviuri, efectiv, spuneam că nu știu. Băi, nu, uite, nu știu sau mai ziceam, bă, s-ar putea să spun o prostie, oprește-mă dacă e așa, dar uite, cam asta știu sau nu știam, dar cumva întrebam, adică, uite, ai putea să-mi spui. Nu. Într-adevăr, m-am lovit și eu de situații de astea și eu sunt destul de emotiv, deși știu că probabil nu par, deși am tricou roz, dar în fine. De multe ori le ziceam oamenilor cu care discutam, practic, băi, uite, nu știu răspunsul, dar o să încerc să-l deduc, ca și cumva să înțeleagă că e posibil să bat câmpii. Și dezvoltând așa o discuție pe baza ideilor pe care le aveam, cumva ajungeau să-mi zică soluția așteptată, știi? Dar ideea e că, ca și sfat, e util să porți o conversație din asta, să-i arăți eu totuși omului că gândești. Încearcă totuși să nu faci manglă și vrăjeală. Pentru că, chiar dacă nu știi un răspuns punctual, demonstrezi totuși că ai o gândire analitică și reușești cumva să te descurci bine sau prost. Na, asta rămâne de văzut. Așa că ăsta mi se pare a fi un sfat destul de util. Și, nu știu, uite, hai să te mai întreb tot așa legat de interviuri. Acum pare că te intervizeau pe tine. Să zicem că, nu știu, dai interviu la o companie la care, despre care nu știi mare lucru și mai ai niște întrebări așa, sau îți mai vin întrebări pe parcursul interviului. Ce faci? Le pui atunci întrebările alea? Aștept până la sfârșit, cum procedezi? Bă, aici depinde de cum e discuția. Că am avut oameni cu care interviul s-a desfășurat chiar ca o discuție, adică nu mă simțeam deloc luat la, ca la interogatoriu și atunci mai ziceau ei ceva, îi mai întrebam și la alte interviuri de obicei vin ei la sfârșit și zic uite, tu ai ceva întrebări pentru noi. Și aici aș sfătui pe oricine să se gândească la câteva întrebări, adică dai dovadă de proactivitate, de interes către proiect, că tu o să dai interviu ceva tehnic. Și atunci e momentul bun să întrebi chestii tehnice despre proiect. Și poți să întrebi, bă, folosiți Git, folosiți CVN, bă, ce folosiți pentru ticketing, cam cât de mare echipa, de cât, nu știu, sunt sprinturi dacă nu știi, cât, de o săptămână, de două, nu știu, cum e product owner-ul, sau efectiv, tot orice întrebare care fie ți-ar da un răspuns despre activitatea ta de zi cu zi în acea companie. Acum, ca o completare la chestia asta, de fapt ca o mențiune, în principiu e indicat, din punctul meu de vedere, să pui întrebări de genul ăsta în funcție de cum ai simțit că a mers interviul.
Dacă simți că a mers bine, într-adevăr, e relevant să le pui. Dacă simți că nu te-ai descurcat atât de bine, nu prea e relevant să mai le întreb, că cel mai probabil oricum o să ajungi să lucrezi cu chestiile alea. Deși sună urât, dar cam așa e. Acum, încă o chestie, dacă totuși te duci la interviu la o companie, probabil că și vrei să lucrezi acolo. Și atunci, indicat ar fi, tot ca un sfat, să te informezi un pic despre business-ul companiei. Adică, de exemplu, nu te duci să ceri la Betano, da? Care se ocupă de pariuri sportive și tu zici, mai auzit în viața ta de Betano. Te duci acolo și, dar voi cu ce vă ocupați? Mă, interesează-te un pic înainte, adică nu le pune întrebări neapărat business related într-un sens ăsta foarte larg. No. Și acum cu discuția salarială, când crezi că ar fi bine să se desfășoare și cum crezi că ar fi bine să se desfășoare? Bă, aici, nu știu, adică eu de multe ori am întâlnit întrebarea asta. La început mă întreba HR, adică înainte să ajung la interviu tehnic, recruiterii sau tipii de la HR mă întrebau ce așteptări salariale am. Cumva, bun, este dacă eram peste buget, atunci nici nu te mai cheamă la interviu tehnic. Și aici este o, gen, aici spui prima sumă, sumă care automat va ajunge mai departe la un manager, cu care va urma, dacă treci de interviu tehnic, va urma să ai o discuție cu el. Și acolo ajungi la, efectiv, negocierea salariului. Și aici puteți să vă uitați că avem un episod interesant despre negociere și ce situații am întâlnit noi în trecut, așa că dacă vreți să intrați mai în detaliu, o să găsiți episodul la noi pe canal. Dar da, revenind la întrebarea ta, la salariu, cred că adică o să ai cumva două discuții, odată cu HR-ul, care cumva e mai mult, ia te întreabă, tu arunci o sumă, și apoi discuția finală. Da, tot ca o mențiune, pe lângă cea cu mergeți la videoul despre negociere pe care o să-l găsiți în descriere, eu personal m-am mai lovit de situația următoare și aici e un sfat în principiu pentru persoane care lucrează în recrutare. Dacă o persoană are așteptări salariale setate la un anumit prag, dacă voi știți că nu puteți ajunge la acel prag, nu mai chemați pe ăla la interviu, pentru că nu are sens. Adică pierdeți și timpul vostru și timpul lui. Pentru că sunt rare situațiile în care persoana respectivă va accepta o sumă mai mică și atunci nu știu dacă are sens. Adică mă gândesc că dacă e o sumă mai mică cu 7-8%, s-ar putea că, cum ziceam, ceri mai mult decât ai vrea să primești, ca să ai de unde scădea. Dar dacă este pragul ăla, dacă omul ăla cere 2000 de euro și tu ai pragul la 1500, e puțin probabil ca omul ăla să coboare 500 de euro. Și atunci nu-l mai chema, că îi pierzi timpul omului și trece de interviu tehnic și mai apoi nu o să accepte oferta. Și ai pierdut și timpul oamenilor tăi din companie și timpul omului ăluia. Și atunci nu e tocmai... Please tell us why would you love to work for us. Simply, I need money. Pe lângă, să zicem, interviu tehnic și asta, majoritatea companiilor au la sfârșit un interviu cu manager. Să dai cunoaștere, să vezi dacă te înțelegi. Bă, și aici sunt întrebările alea de unde te vezi peste 5 ani. Bine, asta hai să zicem și HR-ul. Dar ai unele întrebări care mi s-au întâlnit destul de... mi s-au pus destul de des. Este să te întreabă de ce ai plecat de la jobul anterior. Și aici am avut și eu tendința, și probabil mulți au, cumva să vorbească compania de rău. Și nu e indicat să vorbești compania de la care pleci de rău, pentru că tu o să lași impresia că, bă, ăsta când o să plece de la noi, peste tot unde o să ducă la interviu, o să ne vorbească de rău. Da. Sau că e gen o persoană mereu nemulțumită. Și tu atunci ai spune? Adică cum crezi că ar arăta un răspuns, nu știu, politically corect, să zicem? Dar nici bullshit. Cred că asta cu vorbitul de rău e un pic relativă. Într-adevăr, dacă ai tendința să spui că te-a nemulțumit absolut tot ce ține de compania aia,
e cumva greșit că în primul rând nu ar fi trebuit să ajungi să lucrezi acolo. În schimb, dacă a fost o chestie flagrantă care te-a nemulțumit, să zicem că nu ți s-a plătit salariul timp de 2 luni de zile, chestia asta eu cred că totuși poți să o menționezi, chiar dacă ar putea să fie încadrată ca vorbit de rău compania respectivă, pentru că mi se pare destul de relevantă, chiar dacă e un aspect negativ al companiei alea. În schimb, ca un răspuns politic corect și care de cele mai multe ori chiar e adevărat, pot să menționez faptul că simțeai că te plafonezi. Adică, eu sincer să fiu de cele mai multe ori, cam de asta am schimbat jobul, pentru că simțeam că mă plafonez. Pot să consider că proiectul nu te mai reprezenta, în sensul în care, de asta merge cumva mână-mână cu plafonatul. Să zicem că ai dezvoltat o aplicație foarte șmecheră de la zero și ai fost super încântat de proiectul respectiv și după ai intrat într-o perioadă de patching și mentenanță și simțeai că nu te mai reprezintă activitatea respectivă. De asta zic, cumva astea două mi se pare că merg mână-mână și nici nu mi se pare că e vrăjeală și că îl minți pe omul cu care ții interviul respectiv. Da, asta, cam asta aș recomanda eu ca răspuns la întrebarea asta. O întrebare pe care am primit-o la un interviu recent, n-are importanță, m-a întrebat managerul respectiv cum m-ar caracteriza colegii din echipa mea actuală. Și aici, mă rog, vom face trecerea către o altă întrebare des întâlnită la interviuri, dar uite, de exemplu, dacă eu te-aș intervievia pe tine și te-aș întreba cum te-ar caracteriza colegii din echipa ta actuală, care crezi că ar fi un răspuns potrivit? Bă, cumva eu la partea asta n-am avut chiar așa probleme, pentru că întrebările pe care, adică când mă întrebau treaba asta, spuneam adevărul. Și cred că majoritatea colegilor mă vedeau pe mine ca un tip sociabil și un tip care aduce voie bună în echipă. Pentru că tot timpul mai spuneam un banc, mai aveam o glumă bună, proastă, cum era aia. Eu spuneam, adică eram acolo tot timpul, încercam să fiu așa, pe Caterinca, să zic. Adică să încerc să mă simt bine la muncă. Dacă te duci și nu te simți bine, nu știu cât o să reviști. Și cam asta e răspunsul. Acum, nici nu vreau să, adică eu aș evita să dau un răspuns din ăla să pară arogant, să zic, păi mă văd tipul ăla cel mai tehnic care rezolvă problemele. Că s-ar putea să nu fie chiar așa, sau s-ar putea să, nu știu, poate tu ești un proiect mic unde da, acolo rezolvi toate problemele, dar o să te duci într-o companie unde nu o să mai fie așa. Și aici aș evita întrebări, adică să fiu prea, nu știu, să par arogant sau să par că sunt cel mai bun, cel mai șmecher și ca mine nu o să mai găsiți altul, știi? Mi se pare relevant ca răspuns în situația asta să scoți în valoare ideea asta de team player, pentru că sunt foarte puține situațiile în prezent în care lucrezi așa ca lupul singuratic și în principiu contează foarte mult să fii o persoană sociabilă și să te integrezi. Acum, într-adevăr, contează și cunoștințele, dar e foarte relevant să poți să lucrezi într-o echipă și să fii o persoană sociabilă, pe Caterinca, cum ai zis și tu. Și cumva mi se pare că întrebarea asta merge mână în mână cu chestia aia, cu zi-mi 3 calități pe care le ai. Sau descrie-te în 3 cuvinte. Cum te-ai descrie tu în 3 cuvinte? Bă, nu știu, muncitor, punctual. Muncitor, dar în programare nu e șantier, nu? Și, nu știu. Adică asta, da, punctual, că tot timpul sunt punctual. Adică eu și la interviuri ajung tot timpul cu 10 minute un fel de ori înainte de cel mai multe ori aștept. Și la program mereu întârzi 10 minute, cel puțin. Da, nu glumesc. Da. Aici, ca un sfat, aș da să fie niște calități, adică să nu te gândești la tine ca mamă ce calitate spun să fie cea mai, să-i separă ăstuia mișto. Spune niște calități cumva care sunt și cât de cât adevărate. Adică dacă, cum zic eu, dacă eu spun că sunt punctual, dar întârzi zilnic pe o jumătate de oră, cumva nu-i total adevărat. Dar eu știu din fire că îmi place să fiu punctual și dacă am vorbit o oră sau am stabilit ceva, eu la ora aia sunt acolo, dacă nu chiar mai devreme.
Și da, poți să zici, bă, punctualitatea nu e chiar o calitate, că e multă lume care e punctuală. Dar oamenii când te întreabă, nu se uită de o calitate ieșită din comun. Se uită, nu știu, vreau de efectiv să vadă dacă te-ai gândit la asta. Dacă... Și plus că, na, iarăși e relevant să menționez calități related, cum ar veni. Adică, degeaba o să-i spui ăla că alergi 100 de metri în 6 secunde, că nu știu dacă îl ajută cu ceva pentru jobul respectiv. Da. Cam asta a fost. Dacă mai ai tu de zis ceva despre acest episod... Băi, aș face ca rezumat așa algoritmică, să fii proactiv, să pui și tu întrebări care te interesează. Acum, aș dacă nu te interesează și cumva tu știi că te ajută la interviu la mai mult așa doar ca să-ți faci mână de interviuri și nu vrei să duci, ar fi totuși frumos să pui acolo una, două întrebări, chit că poate tu o să refuzi oferta sau deja ai alta mai bună. Să fii proactiv, să nu-ți vorbești firma chiar așa de rău la orice chichiță, dacă e ceva cum ai putut flagrant atunci, da, nu cred că e problemă în a spune o chestie gen, bă, nu m-au plătit 2-3 luni și ui, tu n-ai plecat în cazul ăsta, că atunci te aplică la oricine. Și să vă gândiți la întrebări de-astea mai gen, descrieți în 3 cuvinte, bă, de ce ai plecat de la job, am zis, gen, da, spune-mi o situație dificilă pe care ai avut-o la jobul anterior și cum ai trecut de ea. Astea sunt întrebări pe care o să le primiți la cam toate interviurile și ar fi bine să aveți niște răspunsuri, să nu vă ia prin surprindere, să pară acolo că încerci să o scalzi. Și, de exemplu, chiar dacă nu ați trecut printr-o situație de genul ăsta, gen, cum ai zis tu asta cu situația dificilă, încercați să vă imaginați și să o împachetați cumva, pentru că unul la mână nu le verifică nimeni și e mult mai bine să ai un răspuns decât să nu ai un răspuns. Și cu această maximă vom împacheta acest episod. Nu uitați că noi practic vrem să monetizăm acest canal, dar pentru asta trebuie să ajungem la un număr de subscriberi și la un anumit număr de vizionare, așa că like, share, subscribe, să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că banii obținuți din monetizare vor fi donați. Vrem să găsim cauze. În prezent, cred că și avem asta cu COVID-ul. Cred că și pe viitor găsim, că slavă Domnului, din păcate, sunt mulți oameni cu probleme. Deci ne-ați ajutat și pe noi și pe comunitate, practic, în acest fel. Mulțumim, pace! Pace, share, subscribe și stay safe!